Distribuitorii de medicamente joacă un rol extrem de important în contextul pandemiei de COVID-19, în care este necesar ca traseul medicamentului până la pacient să nu fie discontinu. Despre provocările pe care le-au întâmpinat și le întâmpină distribuitorii de medicamente, dar și despre ce înseamnă să conduci o astfel de afacere, vom discuta astăzi cu domnul Gabriel Bănică, directorul general al grupului de firme Eurofarm. Sunteți expert în strategie de afaceri, în management și dezvoltare organizațională și am văzut că aveți o experiență vastă de peste 20 de ani în domeniul farma. Ați fost pe la mai multe companii multinaționale farmaceutice, producătoare de medicamente și iată, de la începutul anului 2021, sunteți aici director general la Eurofarm Holding SA. Aș vrea să vorbim puțin în primă fază, dacă puteți să ne faceți o scurtă prezentare a companiei pe care o reprezentați și poate cu accent pe partea de distribuție, de distribuție de medicamente, și apoi să vorbim puțin la situația reală din piața românească. Eurofarm este o companie ființată în 1994 în România, cu o istorie destul de interesantă. A fost înființată de un antreprenor român, după care a fost preluată, a avut un parteneriat strategic în 98, dacă nu mă înșel, cu Smith Kline Beecham la vremea respectivă, după care, după fuziunea Smith Kline Beecham cu Glaxo Wellcome, a fost preluată integral în 2003-2004 de către grupul GSK, cunoscut cu numele de GSK. Prin aceasta a fost singurul distribuitor care din România, care la un moment dat a făcut parte dintr-un grup producător de medicamente, dintr-o companie bazată pe cercetare și dezvoltare. După care, în 2016, a fost preluată de către Interbrands, la vremea respectivă cel mai mare sau unul dintre cei mai mari distribuitori de fast moving, astfel încât a beneficiat oarecum și de acest know-how de fast moving, o experiență interesantă. Urmând ca din 2019 să redevină o companie independentă. În acest moment este unul dintre distribuitorii din top 7, cu o rețea națională, 8 sucursale, peste 250 de angajați. E o companie care este acreditată ISO. Recent am devenit membri MCM. Deci încercăm cumva să participăm și la viața de business a țării. Anul trecut a încheiat cu o cifră de afaceri de 700 de milioane de roni. Livrăm în jur de 25-26 de mii de cutii de medicamente în fiecare oră. Cam asta este așa pe scurt. În ceea ce privește situația farma în România în momentul de față, cum ați caracteriza-o? Care este situația? Piața a trecut printr-o perioadă de creșteri și descreșteri, ca să spun așa. Încă de anul trecut, în momentul în care s-a anunțat pandemia și lockdown-ul, piața a crescut foarte mult, pentru că toată lumea s-a dus către farmacii să-și facă provizii de paracetamol, vitamina C. Pacienții care cronici, care s-au dus către medici și au primit rețetă pentru 3 luni de zile, astfel încât luna martie în special, dar și un pic în aprilie, a fost o explozie a pieței farmaceutice, urmată evident de o scădere. Lunile următoare, cumva, pacienții, dacă vă aduceți aminte, toată lumea stătea în casă, pacienții nu s-au dus în farmacii, farmacii erau mai mult goale, astfel încât a fost acea scădere a pieței farmaceutice. Datele recente arată că MAT 6, adică ultimele 12 luni care se termină în iunie 2021, arată o revenire, o creștere a pieței farmaceutice din România de 6,3%. Deci piața în continuare crește peste creșterea economică. Și cum vedeți următoarea perioadă? Probabil va continua această creștere. Piața farmaceutică a fost oarecum protejată de evenimente externe. Chiar și în 2007-2008 a avut o scădere, dacă mi-aduc bine aminte, 3%, după care și-a revenit. Consumul per capita în România încă este departe de potențialul lui.
toată piața de medicamente este, cred că, în jur de 5% din GDP, deci este încă un loc de creștere foarte mare, astfel încât eu mă aștept ca piața în continuare să crească, nu double digit, dar zona superioară, single digit, între 5 și 10% anual. Cât de dificil este să poți să ai succes într-o astfel de piață, care încă nu este la maturitate, putem spune? Destul de dificil. Creșterea estimată a pieței este singura veste bună. În rest sunt multe vești rele. În sensul că este o piață extrem de concurențială. Este o piață cu jucători mari. Top 2 din top 3 distribuitori din Europa sunt deja aici. Este o piață deja consolidată, atât în piața de distribuție, atât partea de distribuție. Primii 4 jucători din piața de distribuție acoperă mai mult de 3 sferturi din piață, ca valoare, atât cât și ca retail. Piața de farmacii s-a consolidat deja destul de mult. Lanțurile naționale acoperă cam 40% din numărul de farmacii și peste 50% din volum, din valoare. Astfel încât e o piață în care nu e foarte mult spațiu, jucători mari, jucători europeni, se consolidează chiar la nivel mondial. Mai mult de atât, este o piață extrem de reglementată, cu foarte multe restricții. De exemplu, medicamentele se transportă în condiții de temperatură controlată, în condiții de trasabilitate 100%, adică în fiecare moment știm fiecare cutie unde este, fiecare cutie de medicamente noi știm, și fiecare distribuitor este obligat să știe unde se află, dacă se află în depozit, în mașină, în ce mașină a ajuns în farmacie, când a ajuns în farmacie și se poată documenta tot acest traseu. Astfel încât e, da, destul de dificil. Este o piață de scală, este o piață de volum, unde jucătorii mari au un avantaj competitiv. Cum vă propuneți să faceți față acestei concurențe? Prin diferențiere, încercând să ne diferențiem. În primul rând, prin acest ADN specific pe care Eurofarm are, toată această experiență cu parte din grupul GSK, cu parte din grupul Interbrands, ne-a adus ceva ce alt distribuitor nu are. Ne-a adus un limbaj comun cu producătorii, ne-a adus un limbaj comun cu ceilalți jucători din piață. Putem încerca să încercăm să ne diferențiem, fiind un pic altfel față de, sau chiar mai mult altfel față de ceilalți jucători. Și pentru că vorbim de diferențiere, dacă puteți să ne spuneți care sunt serviciile pe care le oferiți în momentul de față în piața din România și ce credeți că vă diferențiază totalmente de ceilalți concurenți? În primul rând ne diferențiază faptul că noi prin client înțelegem și altceva. Definiția pentru noi a clientului nu este doar farmacie, spital, distribuitor. Nu vindem doar către, nu oferim servicii doar către aceste categorii de clienți. Prin clienți noi înțelegem mai mult de atât, înțelegem în primul rând producătorii de medicamente, producătorii de atât de medicamente originale, cât și de medicamente generice. Înțelegem medici, înțelegem pacienți. Înțelegem că lumea nu este nișată doar în zona asta de distribuție și nu suntem doar un furnizor de servicii logistice, ci suntem și am putea fi mai mult de atât. Astfel încât am dezvoltat și încercăm în continuare să dezvoltăm mai multe servicii pentru diverse categorii de clienți. De exemplu, pentru farmacii am dezvoltat o aplicație care se numește EPH de factură, care face foarte ușoară transmiterea comenzilor către noi. Pentru producători am dezvoltat o aplicație care se numește EPH Academic, care facilitează comunicarea către farmacii și asistenți de farmacii și intenționăm să extindem această platformă și către medici. Și medicii ce vor putea face în această platformă? E un proiect la început. Nu pot să vorbesc foarte mult despre asta pentru că e încă în stadiu de idee. Însă ne-am dorit ca să conectăm producătorii cu farmaciile, cu medicii și cu pacienții într-un sistem care funcționează în timp real și care le ușurează tuturor acestor jucători viața. Cu alte cuvinte, pacienții, de exemplu, vor putea căuta în rețeaua dumneavoastră dacă există un anumit medicament pe care altfel nu-l găsesc? Pot face acest lucru și acum. Avem pe lângă distribuția și partea de farmacie, unde avem și farmacie online, unde se poate comanda online sau se pot căuta produse care nu se pot comanda online. Pentru că medicamentele nu se pot comanda online, atunci deja există, dar
Este, nu e cu nimic diferit de alte soluții. Ce vrem să facem în viitor este să simplificăm acest proces, să poată fi accesibil de pe telefon, să poată arăta în care farmacie este mai disponibil medicamentul din proximitate, să ne ducem spre nevoile existente în acest moment.